avem un... Eu zic. Tu zici. Da, uite-te la mine. Așa. Avem un șnițel astăzi. Un șnițel șmecher. Majoritatea dintre noi mâncăm șnițelul într-un singur fel. E bucată de carne subțire, de porc, vită sau pui, care după aceea a dat un pic prin făină, un pic prin ou, un pic prin pesmet, fript, mă rog, de fapt prăjit, și după aceea în farfurie. Aici sunt două școli, că sunt unii care îl mănâncă pe la parizian. Milanez. E unul milanez și unul parizian. Parizian e la fără pesmet, nu? Da, numai cu ou. Și multă lume pe varianta asta. Vienezul care e? Vienezul este ăsta cu pesmet. Și da. Este adică în parizian principi. Sau milanez? Nu, este vienez. Parizian sau vienez, pardon. Da. Okay. Da. Parizianul e cu ou și făină, vienezul e cu ou, făină și pesmet. Uh-huh. Ce mai crocant. Exista pe vremuri în București o cârciumă, cred că sunt 20 de ani de atunci, o cârciumă specializată, vindeau practic, vindeau numai șnițele. Șnițelul poate fi făcut în multe feluri. Chiar dacă majoritatea îl mâncăm numai așa, el, compoziția aia în care este îmbăiat înainte să ajungă în tigaia în care e prăjit sau în oala în care e prăjit, poate fi făcută cu multe condimente. Și de asemenea se pot face sosuri sau se pot face gratinuri la el și așa mai departe. Și astăzi eu vă propun un șnițel care este, dacă vă place ceapa caramelizată, ăsta e viață. Mie. Da, mie, da? Și cu niște brânzică gratinată la cuptor. Și treaba e în felul următor. Deci, un șnițel de vițel sau mânzat. Subțire, când îl bateți, nu îl faceți foiță. Trebuie să aibă un pic de consistență acolo, nu știu, jumătate de centimetru, un centimetru. Dat prin făinuță, nițel, și după aia ou în care o să-l îmbăiezi, în ala mai pui niște condimente. Mai pui puțin lapte, nu mult, doar puțin lapte, puțin muștar, pătrunjel tocat, sare, piper, usturoi pisat. Și faci combinația asta. Aici este unul dintre marile secrete ale variației în șnițele. Poți să faci combinații cu fulgi de migdale, de exemplu, sau cu diverse mirodenii, proaspete sau uscate, sau să adaugi, dacă vrei, fulgi de porumb în partea aia cu pesmetul, astfel încât să fie mai crânțenicios. Asta e treaba. Eu am ales asta. Deci, bucata de carne, dată un pic prin făină, după care îmbăiată în ou, care este amestecat, ou respectiv, cu puțin usturoi pisat, sare, piper, evident, puțin lapte, o linguriță de muștar și pătrunjel tocat. Mm-hmm. Sau tarhon tocat. Ce vrei tu? Ce-ți vine ție? Trebuie să fie... să dea aromă. Să, acolo să fie o concentrație de aromă și mai multe straturi de gusturi diferite. Și pe ăsta, după aceea, îl dai prin pesmet. Și ăsta este un șnițel pe care... ori îl prăjești în ulei, dacă vrei, nu prea mult, și o să vedeți de ce, ori la cuptor, pe o hârtie de copt, dacă nu vrei neapărat să fie cu ulei, poate că pe hârtia respectivă de copt poți să-și preiezi un pic de ulei, să dai puțin ulei. Și îl gătești așa. Dar înainte de asta, trebuie să caramelizezi niște ceapă. Ceapa caramelizată este unul dintre cele mai bune lucruri care pot fi mâncate. Simplu de făcut, trebuie numai să ai niște timp. La foc mic, mediu, o ceapă, două și în funcție de cât șnițel vrem să mâncăm. Caramelizat, încetişor, cu răbdare. Nu, dar e păcat, dacă tot te apuci, faci mai multă ceapă. Și o mai conservi după aia ce rămâne, știi? Adică nu faci doar pentru porțiile de șniță. E foarte bună ceapa. Cu răbdare, ceapa caramelizată până când devine arămie maronie. Da? Dacă cumva începe să se prindă, să se ardă pe fundul tigăii, ar fi bună o tigaie mai groasă, ca să aibă inerție termică mai mare. Da? Dacă cumva începe să se prindă, poți să pui puțină apă, jumătate de păhărel de apă și ea-și trage apă și continuă să se caramelizeze după aceea. Nu e nevoie să punem nici zahăr, nu e nevoie să punem nici sare, nici nimic. Răbdare. Și aia devine... ca o dulceață de ceapă caramelizată. Și aici poți să începi să te joci. Poți să pui anumite condimente dacă îți plac. Știi, poți să pui și puțin ardei iute dacă îți place, să o faci un pic mai picantă. Poți să pui puțin alcool, să o stingi la un moment dat. Păi să-ți bagi joc de onesta ceapă caramelizată. Da, care... poți să, la un moment dat, știi, exact ca la șnițel. Bun. Poți să începi să... Și aici ai terminat, de fapt, treaba. Șnițelul care este practic făcut... Pui pe deasupra un strat de ceapă caramelizată și un strat de o brânză care se gratinează frumos. Mozzarella, emmental. Ce să spun, la limită poți să pui și telemea dacă vrei. O brânză care, atunci când e dată la cuptor, sub grill, șnițelul e deja făcut. Ceapa e deja făcută. Nu ne interesează decât să gratinăm brânzica aia.
și o dai sub grill. Sau cu ventilație superioară, cum ar fi. Acum sunt cuptoarele astea electrice, au ventilație superioară. Până când se gratinează brânzica de deasupra. Scos, pus pe farfuriuță, tăiat. Trebuie să sune când dai cu cuțitul peste brânzica aia gratinată. Ai un sunet specific. Așa face. Și mănânci cu un vinuț. Merge, la asta merge și un vinuț al proaspăt, dar și un vin roșu mai corpulent. Și pentru garnitură, nu știu, poate Luca ne zice. Avem timp să mai zic și o garnitură? Deși poate nu e cea mai potrivită, pentru că e destul de încărcat șnițelul ăsta, având și brânză pe el. Dacă, de exemplu, ne oprim cu șnițelul la partea de bază, adică fără să mai punem ceapă caramelizată și brânză peste el, atunci se potrivește garnitura asta. Am fost zilele trecute la cumpărături și am dat întâmplător peste varză de Bruxelles. Băi, eu n-am mai mâncat varză de Bruxelles de 15 ani. Varză de aia mică, subdezvoltată. Da. Mi-a dat apa. Nu mai pot. Făcea mama. Nu e pe gustul tuturor. Da. E ușor amăruie. Mamă, deci mulți noi o apreciați. Merge așa de bună drept garnitură, mai ales pentru șnițele, fiele șnițele simple. Păi, sunt două variante, dar cea mai simplă este, îi faci sos beșamel, sos beșamel clasic, din lapte, smântână grasă, puțină făină, puțin unt, da? Varza de Bruxelles, secretul ei, pe care îl știu eu de la mama, e să nu fie nici prea mică și nici un caz prea mare. Să fie și dai primele foi deoparte. Da, curăjești primele foi. Două foi și tai cotorul ăla de jos și pe urmă le pui la fiert 10 minute. Le blanșezi, cum se zice. Le blanșezi. Ca să se moaie un pic. După care o pui în vas de iena cu sosul beșamel și o dai la cuptor. La și cuptor. Poți să și razi peste ea niște brânză ca să gratinezi. La fel ca... Da. De asta zic că nu merge șnițelul gratinat cu varză de Bruxelles cu sos beșamel, că deja e prea mult, știi? Dar repet, pentru niște șnițele simple, să încercați odată. Varză de Bruxelles cu sos beșamel la cuptor și peste care să razi niște parmezan sau poți să pui și puțin chili dacă vrei mai picant. Este ușor amăruie, dar combinată cu sosul beșamel care e dulceag, este o minunăție. Gata, v-am dat de treabă, nu vă feriți de experimente când faceți sosul în care îmbăiați șnițelele și vărzica de Bruxelles și ea cred că merge binișor și dacă deschide cineva un restaurant specializat pe șnițele, în care să fie modele multe de șnițele, vă garantăm că ne abonăm. Deșteptarea. I love that the morning show guys are real and they know what's going on where I live. Cu Vlad, George și Luca la Europa FM.